6? 6, ascundeți țigările, a venit Bușoi cu măsa. Cristi, ce ai făcut, mă, Cristi? Ai adus-o pe maică ta peste noi? Ai plâns acasă că se iau băieții de tine în cartier? Ce ai făcut? Da, mă, vă mai aduceți aminte de ăia care veneau cu mamele când eram mici și ne certam în fața blocului? Adică măcar apar cu tactul, mă, fi bărbat. Că tactul, dacă aude povestea, e mai probabil să-ți tragă ție o palmă, fraiere. Așa, măta, despre orice ar fi vorba, ea ține cu tine. Da, mă, a venit doamna Bușoi, Emanuela o cheamă. Nu râdeți, nu-i nicio miștocăreală, așa o cheamă pe femeie, Emanuela, și nu râdem de numele oamenilor. A apărut Emanuela Bușoi pe Facebook să se ia de ăștia care îi supără copilul. Sunteți aproape nimeni. N-ați terminat liceul de mate fizică biling franceză cu 9,97, n-aveți două bacalaureate cu 10, român și francez, n-aveți proiectele lui Cristi realizate. Vai de mine, ni-l laudă pe Bușoi, el mic, auziți? A terminat liceul cu 9,97, tocelarule, are două bacalaureate luate cu 10? Doamna Bușoi, doamnă, e legal cu două bacalaureate? A vrut să aibă unul de rezervă sau cum? Are unul așa de purtat prin casă și pe celălalt îl ține pentru ocazie? Sau în caz că îi se rupe primul? A, și mai zice doamna Emanuela în comentariul respectiv așa: Homo letrând. Vai, doamnă, doamnă, sper că nu-l faceți homosexual pe cel cu care vorbiți. Ați spus homo lătrând în sensul de om lătrând, nu? Pentru că nu cred că mai poate considera cineva pe lumea asta că a spune despre altul că este homosexual reprezintă o jignire. Hei, ba da, există la noi Coaliția pentru Familie, yeah! Bușoi, mă băiatule, bag-o pe mama ta în casă că te-a făcut de râs destul și spune-i așa doamnei: mama, eu nu am nevoie de nimeni ca să mă fac de râs. Sunt băiat mare și mă fac și singur. La revedere, doamna Emanuela, vă mai așteptăm pe la noi, sărna!